Bună ziua! Bună ziua! Aș dori un aranjament pentru începerea școlii, pentru băiatul meu, pentru dirigintă. Avem varianta așa de suport, de suport de lemn de creion. Avem varianta de ghiozdănel, așa. Oare ce clasă este? Trecea cincea. Bun. Asta cu doamna, e bărândui cu doamna educatoare, nu se potrivește? Sau așa, ghiozdănelele astea, eu zic că dacă e și mare, poate să ducă un... Da, și e foarte... ok. Cu verde. Perfect. Pe albastru nu aveți. Nu, cam și pe albastru. Da? O să facem un albastru. Un albastru, vă rog. Și ca și tipuri de flori. Avem lisianthus, avem trandafiri, avem hortensie. Hortensie, da. Și... Vă las mână liberă dumneavoastră. Și aș dori pe duminică seara să vin să-l iau. Avem deschis până la 22. E perfect. Noi îl facem de dimineață, puteți veni la ce oră. Noi și mergem la 8 la școală. Perfect. Avem și de dimineață, de luni, de la prima oră, dar dacă vii mai comod așa... Mi-e mai comod așa să perfect. Vin cu el. O să vă facem un ghiozdănel albastru și cu hortensie albastră, alb. Vă las un avans, ceva? Plătiți integral când veniți și okay. Ridicați. Vă spus cu cât timp înainte ați primit primele comenzi pentru aranjamentele de flori pentru prima de școală? Cred că de săptămâna trecută. Eu am început să achiziționez suporturile în care le pregătim de acum 2 săptămâni și am postat, iar comenzile au venit de o săptămână de zile, poate chiar o săptămână jumate din timp. Doar vi se dea comandă și ridică în lunea când se merge la școală, nu? În principiu, da. Noi avem deschis și duminica până seara târziu și duminică și luni la prima oră, bineînțeles, sunt pregătite toate comenzile. Ce preferă clienții? Prefer cutiuțe să fie ușor de transportat, să le țină ușor copiii în mână, dar și buchete mai simple, pentru că fiecare au la școală mai multe doamne și atunci necesită mai multe buchete și să fie ușor de dus și de oferit pentru copil. Flori naturale, artificiale? Cel mai mult florile naturale. Noi avem și aranjamente la ghiveci, pregătite ca să reziste mai mult pentru doamnele care se bucură mai mult de floricele. În principiu, florile tăiate, aranjamentele din flori tăiate, la fir. Prețurile cum sunt? Prețurile la mine în florărie pornesc de la 20 de lei, cel mai simplu trandafir, aranjat, până la cât vrea clientul să... ofere pe buchet. Majoritatea comenzilor sunt în jur de 60, 70, 100 de lei, 200 de lei. Aici se învârt comenzile. Trebuie făcut din timp, deoarece sunt multe florării totuși în Alba, dar și mulți elevi. Am înțeles că acestea sunt și mult mai multe clase și la școala fiului meu sunt încă 2 sau 3 clase în plus față de anii trecuți. Și atunci l-am făcut din timp comanda. Cum preferați? Flori naturale? Flori naturale, niciodată artificiale. Prețurile cum vi se pare? Ok. 100-150 până în 200 de lei mi se pare un preț rezonabil. 2 aranjamente de flori. Pentru școală, pentru lumini. Oare pentru băiețel, fetiță, da, pentru doamna învățătoare, educatoare? Doamnele învățătoare. Avem mai multe variante, avem variantele de back to school. Are ce clasă? În clasa a doua. În clasa a doua. Deci merge și varianta cu back to school sau avem branduite așa, chiar pentru doamna învățătoare, varianta asta așa. Iar ca și buget, avem, pornesc de la 60 de lei. Vă plac așa? Vreți? Așa, da. Cu doamna învățătoare? Da, cu doamna învățătoare. Deci vă place cutiuța asta așa, e și ușor de transport? Da. Pentru băiețel, perfect. Ca și tipuri de flori, ce v-ați place să folosim? Am aici, din coace, florile. Să le alegem împreună, dacă doriți. Trandafir. Da, trandafir. Și... tuberoze, astromelia. Pe ce nuanțe să mergem? Pe roza? Hai, roz. Da? Da. Lisianthus, hortensia. Deci, perfect. O să notez comanda și vă așteptăm. La ce oră vreți? 8:30. 8:30 luni? Da. Perfect. Să spuneți ce ați pregătit acolo. Avem aici un suport din lemn în formă de creion, roz cu alb, foarte frumos, cu flori, tot în nuanțele suportului. Avem lisianthus, aiustoma, roz, mini roze. Mai avem în partea asta astromelii, în ton cu suportul și niște garofițe foarte frumoase. Cea mai frumoasă variantă care o avem la noi în florărie este varianta în ghiozdan de lemn. Acesta este cu flori naturale. Eu am accesorizat florile în nuanța ghiozdanului. Este foarte cerut. Este o variantă nouă. Avem varianta de aranjament în suport de lemn, sub formă de creion. Și aici, la fel, avem în mai multe nuanțe.
suportul, iar florile le asortăm mereu asortate cu nuanța cutiei. Mai avem buchețele, bineînțeles, nelipsite din florărie, care noi le-am branduit tot așa cu back to school. Avem varianta așa mai simpluță, un buchet simplu pentru copilași mai micuți și avem și varianta chiar doar un trandafir branduit așa discret cu back to school. Avem această variantă într-o cutiuță de carton și mai avantajoasă, drăguță pentru școlarii mai mititei și ușor de transportat. Avem varianta de ghiozdănel cu aranjament din flori de ghivece de flori, flori permanente care rezistă 6 luni de zile, se pot bucura mult mai mult clienții de ele. Cei care le primesc, doamnele le îngrijesc, arată bine, iar suportul îl pot folosi doamnele chiar pentru a ține ceva accesorii în ele după ce se ofilez floricelele.